Am solicitat colegilor deputați să discute cu fracțiunile, să convină asupra datei desfășurării scrutinului și să voteze această dată în Parlament cât de curând posibil. Am solicitat colegilor din Parlament să creeze un grup de lucru privind organizarea alegerilor într-un mod democratic și transparent. Potrivit unor aleși ai poporului, modalitatea de stabilire a datei alegerilor este prescrisă de lege, nu de Plahotniuc. Vladimir Plahotniuc încearcă să, într-o pișcătură, să împuște mai multe lucruri, nu în ultimul rând pentru partenerii de dezvoltare care nu au scos de la ordine de zi încă chestiunea cu votul mixt adoptat abuziv. Ei visează și orice vor să dea importanță la orice ce se întâmplă sau orice eveniment politic din Republica Moldova vor să dea importanță că este legat de numele său. Adică dacă el și-a dorit, s-a întâmplat. Ei pot să creeze grupuri de lucru să stabilească căsut care 24 de ore, mă înțelegeți? După iarmă vine primăvară, dar după primăvară vine vară și grupul va studia, va cerceta, va cere bani din buget. Ei imită, mă înțelegeți, o activitate. Mandatul actualului Parlament expiră pe 28 noiembrie. În acest an, pentru prima dată, alegerile vor avea loc în baza sistemului electoral mixt, votat vara trecută de socialiști, democrați și populari europeni. Aceștia au votat trecerea la sistemul electoral mixt contrar protestelor stradale și sfidând recomandarea de bază a Comisiei de la Veneția și OSC de a nu schimba sistemul proporțional. Analiștii politici spuneau atunci că sistemul electoral mixt este unica pârghie prin care PD-ul mai poate accede în viitorul Parlament.